ロットの戦闘力はいくつですか？8000以上だ。Golden weapons are too powerful for you to behold. Your survival chance is zero. Kneel and offer your life to me. Salve și fete, bine am găsit la ceva mult, foarte diferit aici. Așa și complexii pentru mine. La Call of War. Deci e complicat, pentru că să fie filmat. Deci este o chestie în film real. Nu știu dacă o să vă placă sau nu. Și unde e ala de zoom out. Așa. Facem de asta. Deci trebuie să de trenul să placă tuturor. Dar asta e ideea. Se iese ceva cu strategie, militară, bla bla bla. Ești... Tu cherești alții, faci alianțe, chestii. Da. Cum este jocul. Acum. Durata o oră până trece o zi. Adică așa că o să fie separat. Filmezi azi câteva minute, apoi mâine încă vreo 10 minute și cam așa ceva. Sau pui mine chestii, pentru că da. Și le pun după aia împreună. Pentru că da. Cam asta e faza cu acest joc. Mai e un loc care că se lasă aici. Mai e un joc Politician War. E mai si decât asta. Da, vedeți atunci. Deci de până atunci este că da. Revenim mai târziu. Ok. Aici avem un sprayer acum. Bun, și ăștia player, și ăștia player, bun. Terele care sunt prea mici nu au player, trebuie să ai toate aștia greu. Chestii, manpower, metal, oilă, rare, toate astea. Combinate așa, toate astea, altfel nu ești chiar jucător. Dar poți să te uiți la lista la că apară computer sau aici chestii. Atacam burgare. Și asta fac în jocul ăsta. Iar așa, atac. Fac research, avem bombe atomice. Mai sunt 3 variante. A treia război mondial și primul război mondial. Era o variantă medievală cu mercenari, colonie, chestii, colonii. Dar nu știu unde e jocul ăsta. S-a pierdut în istorie. Din păcate. Facem un antitank. Yes, sir. Aici, aici chiar avem nuclear bomb, rocket bomb, chestii. Avem paratroopers, SP, antivier, avem mai multe. Da. Nu are cum simplu să compreste. Let's go. Să atacăm. Bulgaria. Puterem toată Bulgaria, bă, boys. Asta e doar încălzirea, bineînțeles. Trebuie să cucerim tot Balcanul. Și pe ăstea, și bulgari, și ucranieni, trebuie să-i cucerim pe toți. Asta e planul nostru, să-i cucerim pe toți. Aia, I'm so evil. Evil to the core.
capitala. Avem de asta, cum se numea, metal. Ăsta e domnul. Avem de asta, armă de tandar. Sunt cei doi soldați se duc achia. Înțeles că ăsta achia. Cam așa cheva. Patrula Kia, frumos. Iar nu știu doar. Este un jucător. Asta e cam jucător care distanța atâta bun. Dacă n-am. Dacă i-am. E bun pentru moment, armură tank-ul. Asta nu merge bun. Acum merge. Ce nu-mi place este că este și Ungaria luată. Bă, România mare, dar România n-a fost vreodată așa de mare. Ați vrea eu. Dar nu e realistic. Nu știu de ce, este Ungaria băgată, da. N-au avut destul de orașe, eu știu. Târgu Mureș, Sibiu, Craiova, Brăila, București, Constanța, Chișinău, Usucheava, Iași, chestii. Sunt sigur că erau destul de orașe să pună. Arad. Arad este puțin mai așa. Nu așa. Parcă e prea băgat în Ungaria. Zic și eu nu. Ok. Deci acum e 10 dimineața, bine, mai puțin să fac 11, dar aia e poveste. Am făcut așa. A trecut o zi, chestii. La research avem așa. Păi cum e, ok. Bun. Păi plință nu, pentru că e prea slabă și prea ușlați, nu. Mai ne cu infanteria și chestii. Dar am cucerit adoră pe întreaga Bulgarie. Turcia. Stachia la graniță. Și am pus achia, nu lângă graniță, aproape. Ca să fie. De pe aici să controlez un aeroport. Momentan am dat research la avioane, dar le am acolo. Am văzut aici la Axe Powers, am fost să intru, dar nu, m-am rezgândit, pentru că m-am uitat aici la levelul ăstuia. Nu, aici am. Așa. Așa se vede aici, rang 1. Abia intrat și nu pot să pentru că e închepător, nu. I-am rangul... Da, mă, nu ai chiar vedea rangul. Avem o mică problemă. Aici vedea rangul, mă, tu reacți. În cazul acesta, Germania e mic de rang, eu. Zeche. Sperăm să nu intre prea mulți, dar momentul văd că n-am cuvere de loc Austria. Era să duc în Australia, Chechia, Cecoslovacia, acum. Da. Italia cu greste Elveția, Iugoslava nimica. Acum, da, stau aici să cuvereți Bulgaria, pentru că momentan vreau să fac culmirile resurse și nu știu pe cine se bat la bătaie. Asta e o oportunitate destul de bună. Dar cred că va trebui să-ți fac ochii pe Turcia pentru un moment. Tu crezi să... Grecia, că vedeți să-i stau în normal, n-ar trebui să fie al turchilor. Că se arată aici provincia originală. Și cum atarea care o are în momentul actual. Deci da. În momentul fac aici, mereu fac cum văd ăsta liber, contru direct. Și fac niște fabrici, industrii. Pentru că ăsta... Prorește economia,
Окей. Да, что там. И понял, что продакшн плюс 20% кэсти. E foarte bun să ai, eu mereu să dau acolo upgrade la toate astea. Da. Banii o să am, dar pierzesc de ușor, dacă nu ești atent. Cei nu sunt atent de multe ori, sau o fac intenționat. Oricum, pe un moment asta este România mai mare. Că mi-aș zi să fie România asta de mare în viața reală. Era noi sub stăpânirea Ungariei. Acum e invers. Îmi place mai mult de realitatea asta decât jocul ăsta decât realitatea, în sine. Nu sunt de acord cu mine. Sunt așa de mândru de treaba asta. Dar nu, acum am un rapper cu muzică și da. Nu vă sperie dacă ați auzit ceva. E nu-i. Da, pentru moment asta este. Că o să nu uiți, îi lasă acolo pentru eu găsi la în caz de chepa sau dacă vreți să cu care spăiți, dar să vină Germană, nu știu, sau Italia. Da, o să sub și ochii și pe ăștia. Pentru un moment o să fac ăștia artilerie antitank cu toate alea. Bărci vapoare trebuie neapărat să fac. Nu mă spionează, nu știu dacă folosesc cineva spionează sau dacă ajută, dacă ajută prea mult. Dar oricum, ăsta e deja a fost. Submarin și distroia toate astea, avem nevoie neapărat. O să mai vină unii și o să ne atache. Am văzut. Sunt veteran, sunt maresan efectiv. Da. Și space, la chestia este spațiului. Ok. Plecam în mascat, oricum. What the fuck așa? Oricum. Da, avem probleme. Am invadat Iugoslavia, dar nu asta e problema. Vedeți că tankare ăsta, medium tank, l-a pus pe Keanu, cred că ăsta e nou și a făcut tutorialul, că altfel nu mi-a explicat de care avea acest tank. Am trimis câteva forțe aici și la Belgrad și da, n-au reușit, am murit toți. Avionul l-am pierdut, am pus aici un patrule, să fac aici, în zona asta și am rămas fără ăla, a fost distrus. Pentru că nu avea muzică. Acum, ziua a treia, chestii, mă rog, în joc, acum e ziua a doua, e ziua a treia de când, da, nu mai e mult, cât mai e mult până la ziua a doua? Oricum, așa, chiar aici să-mi badez, grecii au luat înapoi acest pământ. Să nu stau aici frumos, cred că grecii se duc aici. Nu vine să arăt că am bate un bot pe ăsta. Ucraina a luat capitala Crimeei, aici încă nimic. Italienii vin rapid. O Germania a început să evadeze pe ăstea. Să fac o alianță cu germanii. Să intră în Axe Power, ce care zic, adică oricum, nu, până apară acest episod, până așa nu, nu contează, dar oricum. Oricum am avut multe auri și ați putea folosi, dar nu știu dacă așa, oricum ați putea băga și bani, dar I don't know, părerea voastră mai întâi. Avem probleme cu economia, avem puțin ulei, petrol, avem puțin petrol și naspa. Asta toată cheia unde 6. În caz pentru turcii ne vin peste noi. Oricum, cred că o să-mi invade și Grecia. Și Turchia, da, da, să-mi invade și peste. Am cara frumos și după aia vine așa, cu Orientul Mijlociu, Crimea, ăsta Cipru, Nicosia, ok. Continui cu Egiptul, dar mai târziu. Mă gândeam să invadez Ucraina după Iugoslavia. Dar poți să fii vechin cu italieni, nu-i bine, trebuie să fac aici jumate de forță achia, jumate de forță armată achia. Artileria, trimit achia, ca să distrugă tankul, că o să fie greu. E distrus. Mă gândeam să-l trimit achia, dacă n-am văzut că aici e un tank mediu, i-am trimis achia, n-am decât o altin vreo artilerie pentru un moment. Dar da, trebuie să ne apresă cu greu asta pentru că este un de-așa. De suplor dropt.
Dacă n-am, n-am. Testerea e obligatorie să cugeresc. Nu chiar contează prea mult, decât să-mi doblochează și mie achia, vedeți achia. Dacă vreau să cumpăr trebuie să dau cu aur, de asta așa. Nu pot să deblochez achia, trebuie să ia cum de neste, dar e random. Oricum, da. Că zic, e interesant până acum, nu? Turpele mele o să avanseze, ostahii mei, ostahii mei achia, așa. Astea au trecut frutul, stau achia de 6, Moldova, la Iași, Chișinău. Da, n-avem oraș acolo. Da. Oricum, ne vedem mâine, adică oricum, ia că aia este episod. Da, frumos pe aceea, ziua 4, chestii mă răgăi, este ziua 3. Înțelegeți voi. Am făcut o alianță cu Italia, o colecție din asta. Nu știu de fi, nu m-a acceptat încă, dar i-am dat. Oricum, avem o alianță. Deja. Am atacat Grecia. Și de asemenea, și-au vărut mesajele. Turcia încă nimica, dar italienii au răspuns. Chiar așa. Hai, dobbiamo to be my against Dorai. Dacă vrei să fii aliatul meu împotriva lui Dai, ia lansarea între Britania, Suedia și Maroc. Ok, do it. I want, I made a collection, join. Da, am intrat încă nu m-a acceptat, nu știu de ce. Oricum, ideea este că da. Am aflat că ăștia sunt doar de distrus umani, nu se de atacat, n-au range din ăla. Ca vaporele și chestii, normal, și chestii. Oh, păi astea sunt blocați, nu au cum să se miște. Turchii, de fel să declare automat război. Da. Cu un upgrade, chestii. I-am iscat pe aici, chestii, da, i-am atacat. Chestii. Ce avem aici? Avem așa, așa, două de anti. Hai să mai facem una de anti-tank. Că sunt utile, utile. A, da, încă nu știu ce să bag achia. Tankuri, hai să fac tankuri. Asta deja s-a făcut bun. Good, good, good. Foarte bine, deci așa. Bun. Nu mai avem manpower și bunuri. Naspa. Și manpower care nu pot cumpăra. Forța de muncă se traduce, apropo. Așa. Le-am făcut prea multe upgrade-uri la soldații mei. Încă nu m-aș duce acolo. Asta de parasusul, dacă nu că are viață completă, nu poate să facă soldat, dar dacă e level 2 și nu are viață completă, e care are level 1. Oricum. Să atac, să nu atac, nu, le rămân. Pentru moment astea. Ia să vedem cât avem. Încă conducem. Da. Nu vor de doar aici, dacă încă nu m-a acceptat. Deci, s-a descoperit apteze, chiar că am venit. Ok. Dar totul nu o să fie destul.
Asta tot acolo. Și se vindeche puțin, da, se vindeche puțin tankurile. Și cam asta este, adică în momentan nu atac Ucraina. Wow. Dar oricum asta este momentan. Ziua 4. Atacăm Ucraina. Bombardăm la Machia, căstul, totul. Vrem să ajungem la Kiev. Sper că înaintea Poloniei, dar oricum putem să-i atacăm. Și pe astea trebuie oricum. Avem un program mare și la astea. Caza, că coza, că nu știu încă traducerea, mi-e prea lene să caut acolo. Așa, ziua 4, vedeți, Achia, chestii sunt pe locul 1. Am inranianță ăstuia. Așa. Chestii. Grecia, așa. Am atacat cu Turcia, bine spus, n-am vrut să o atac, dar... A trecut pe aici, aici, țineți mine că aici erau soldați, 2-3 soldați turci. Am trecut pe Achia, s-a automat i-a atacat, nu știu de ce e programat așa, dar oricum, da, am intrat în război. Eu am deschis focul, apropo, ai mei. Dar oricum, vreau să-i atac, așa că... Mai devreme, hai, de genul. Așa. Mă gândeam să mă duc pe Achia, dar momentan să bombardăm totul cu cruiserul meu. El frumos, bun. Apoi ajunge la Polava. Hai să fac un submarine. Nu mai fac soldat din ăștia, chiar îmi dau din ăsta, rocket artillery, CCP artillery, chestii. Fac mai multe din ăștia pentru că am nevoie de resurse pentru război. Pentru războiul care urmează. Deja al doilea război mondial a început. Sperăm să fie și ultimul, nu? Ultimul, normal. Ok. Parcă ar fi fost mișto un joc din ăsta unde să fie război reche. Dar n-a fost, de când a fost război. Oricum. Dar era, era un joc, da, 1919. Cu masinerii, chestii, roboți, da, oricum. Nu mi-am făcut cont încă, chiar nu m-am jucat. Dar momentan am două conturi. Bine, trei, da. Ăla că colonii, dar nu mai am. Cu supremații și al treilea război mondial. Tot așa, trebuie și toate, sunt mai cu ere diferite. Da, unități diferite, dar nu e chiar așa de diferit, oricum. Pe asta mai las aici atasionați pentru murarea asta, nu vreau să internăm pe mâinile astora, Iugoslaviei. Achia frumos venim, ăsta e singurul oraș, de Achia, după aia ăstea. Și cu ăstea o să vină Achia, atacăm Albania. Luăm totul, Grecia luată, Turcia luată, soldații care rămân aici în viață, din care a fost în Turcia, a participat, e frumos, intră în Siria și Irak, apoi Egipt, nu, Arabia Saudită, apoi Egiptul, au lăsit aici cu ăștia care are premii și cred că poate băga automat câți soldați vrea el, la rând așa, adică cum să vă explic. Uite așa. A tu bâldă cu echie. Îi vedeți ce stau cu ăștia de aici? Bările astea. Înainte puteam să fac așa. Bă, aici am nevoie de premiu, da. El poate să bagă aici, mă. Deci el poate să controlească în top. Mă rog, la rând asta, automat. S-a făcut unul imediat unul. Și e naspa. Da, oricum e naspa, că sunt doar doi și jucători pe care nu mai văd. Da, cred că suntem singuri. Bă... Cred că e deja pierdut să vedem că putem să facem acum, putem să mai rezistăm sau nu. Oricum, mă mai întâlnim cu greșe că vreau să cutere toată Europa Estică și Orientul Mijlociu și o parte măcar din Africa. Așa. Așa. Pentru un moment, forțele noastre, postații noștri avansează frumos pe Chiam. Ce chestii. Da. Mă gândesc să dau la ăsta. Ia stai, că fac e racătul ăsta. Antimorare, friend, frayer, single wish. Ar schitul de să propun cu morală, ar ajunge în modele mele. Rachetele nu pot să fie distruse de antier.
Și e foarte bun. Da. Așa că o să încerc să fac rachete din astea, dar distrug moral, nu sunt chiar așa de bune. Sper că ne chestie, dar da, adică sunt până să prinde repede de deblocat în ziua asta, dar oricum. Și aproape e diferit. Acum eu sunt pe de asta, da? Iar asta, acum suntem Machiavelles. Din astea o numea sovietică. Nu mai interesează. O să este pe model german. Asta care are diferite chestii. Nu știu unde să vă arăt. Așa, cum își aveți zis, Ice Power, increase unii damage, aceea decrize unii cost, decrize unii damage, chestii, da. Și are fiecare care mai diferit și mai abilități mai bune, avansează, dezavansează și toate astea. Nu este chiar așa, egal, total. Este mai echilibrat totul. Da. Unitățile lui au mai multă putere, dar costă mai mult, și ale mele mai puțin și au putere mai mică, da. Înțelegeți voi. Așa, revin mai târziu, când am cucerit, adică mâine, dar cum pentru unul vom ca în caz, achia încheie episodul, revenim mai data viitoare, la revedere, namaste!